Istoria Sucevei este strâns legată de cetatea de Scaun. Pornind de acolo, descoperim mărirea, căderea și renașterea unuia dintre cele mai importante orașe medievale din spațiul românesc. Unde și când a fost menționat pentru prima dată numele de Suceava? Prima atestare documentară a orașului nostru, a municipiului reședință de județ, o avem în 1388, în vremea lui Petru al II-lea Mușatinul. Orașul nostru este menționat cu prilejul unei întâmplări interesante, și anume Petru al II-lea Mușatinul îi împrumutase suzeranului său Vladislav al II-lea Iaghelo al Poloniei 3.000 de ruble francești, asta făceau vreo 52 de kilograme de aur fin. În schimb, regele a pus gaj pocuția, datoria aia n-a fost răsplătită niciodată în întregime și de aici conflicte în perioada lui Ștefan cel Mare și în perioada urmașului său Bogdan al III-lea pentru pocuția. Interesant, acest an, orașul este, bineînțeles, mult mai vechi. Armenii s-au așezat aici cam de la începutul secolului al XIV-lea, venind din Polonia. Interesant este mențiunea aceasta, 1388, care arată forța economică a lui Petru al II-lea Mușatinu, care l-a împrumutat cu o sumă serioasă pe suzeranul său, regele Poloniei. Acum vremurile s-au schimbat, acum nu împrumutăm noi pe alții, ci împrumutăm noi de la alții. Trebuie să știm că orașul, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, orașul medieval, s-a dezvoltat între 1300, a prins contur între 1388, aproximativ 1432, sfârșitul domniei lui Alexandru cel Bun. La început a avut o suprafață modestă, cam 35 de hectare depistate arheologic și în documente. La sfârșitul domniei lui Alexandru cel Bun avea cam 110 hectare. A cunoscut o perioadă de înflorire până în 1565, când Alexandru Lăpușneanu a mutat capitala de la Suceava la Iași, bineînțeles pierzându-și rolul de capitală, orașul a decăzut. În general, după Vasile Lupu, orașul decade, până atunci însă se afirmă și cetatea Sucevei, cetatea Sucevei care ultima formă, așa cum, mă rog, se poate deduce din zidurile păstrate, a fost dată de Ștefan cel Mare, 1497, el acolo de unde a avut, de unde nu a avut bani, a adăugat al treilea zid pe care l-a lipit de cel de al doilea, construit ante 1476, i-a dat o formă de bastion sau cetate în formă de stea, tip de construcții care a apărut în Italia în a doua jumătate a secolului al XV-lea. A susținut numai puțin de patru asedii mari cetatea Suceava, iar începând cu secolul al XVIII-lea, orașul decade, vine anexarea nord-vestului Moldovei, ceea ce numim astăzi Bucovina, de către austrieci, 1775. Suceava își păstrează un rol comercial pe care l-a avut și în Evul Mediu. Îl are și în prezent. Vedeți că producții nu prea este, comerț, moluri multe. O înflorire a Sucevei și putem spune prima modernizare a orașului este făcută în vremea lui Franz Cavaler de Loj, sfârșit din 19, început din 20, când acest foarte harnic edil a construit și uzina de apă a orașului, a introdus electricitatea, curentul electric în oraș, a construit spitalul vechi, în vremea lui s-a renovat clădirea actuală a muzeului, în vremea lui Carl Adolf Rommstorfer a
făcut primele săpături de salvare arheologică ale cetății de Scaun. O cale ferată a făcut primarul respectiv, a făcut actuala clădire a Consiliului Județean și a Prefecturii, Liceul Ștefan cel Mare și așa mai departe. A doua modernizare a orașului a fost făcută de către regimul comunist, cu cele două platforme industriale mari, de care concetățenii noștri mai în vârstă își amintesc, una pe Lunca Sucevii, a doua în zona Șcheia, și a treia modernizare a orașului, putem spune că îi se datorează domnului primar Ion Lungu, modernizare care este în curs. Noi astăzi promovarea orașului o facem în jurul cetății de Scaun. Vreau să vă spun că săptămâna trecută am avut o discuție cu asociații noștri în domeniul turismului, potențiale asociații, facem această organizație de management a destinației în turism și nu se putea chema altfel decât organizația de management a destinației turismului Suceava, orașul cetății de Scaun. Deci cetatea de Scaun ne reprezintă. Vreau să vă spun că strategia noastră, așa cum am spus, în domeniul turismului începe chiar cu cetatea de Scaun. Mă bucur faptul că am reușit și noi cei contemporani și am făcut un lucru bun la cetatea de Scaun. Am inițiat în anul 2006 proiectul de reabilitare și modernizare a cetății de Scaun, pe care l-am implementat împreună cu Consiliul Județean. Iată că s-a întâmplat că după 100 de ani, când am salvat cetatea de la dărâmare austrieci și noi românii, am făcut un lucru deosebit, am reabilitat cetatea de Scaun. Astăzi cetatea de Scaun este foarte apreciată, foarte vizitată. Îl felicit pe domnul Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovina, care are în subordine cetatea de Scaun, pentru modul cum, coordonează lucrurile acolo, pentru modul cum se zbate ca în continuare să mai ducă proiecte, să pună cetatea în valoare. Pentru noi este un lucru foarte important această dată, de 10 februarie, data, repet, la care s-a născut atât cetatea de Scaun, cât și în jurul cetății, orașul Suceava. Este o istorie cu care ne mândrim. Să nu uităm că, așa cum am spus, Ștefan cel Mare este declarat cel mai mare român în toate timpurile și trebuie să fim mândri cu acest lucru, trebuie să ținem la istoria orașului nostru, la tradițiile noastre și să ne bucurăm de fiecare dată de această aniversare, să pomenim pe cei care au fost mai vrednici decât noi înaintea noastră și au făcut niște lucruri deosebite acolo. Și astăzi cetatea de Scaun a Sucevii este cunoscută, apreciată atât la nivel național cât și la nivel internațional. Am avut multe grupuri de vizitatori din străinătate. Am organizat în anul 2016 acel festival de film amator la Suceava, în care au fost participanți din peste 30 de țări și au vizitat cetatea de Scaun, fie că erau din continentul nostru european sau din Asia sau din alte părți, au apreciat foarte mult cetatea de Scaun. Spuneau cei din Austria, din Franța, din Germania, că au și ei așa forturi, cetăți vechi, dar sunt din lemn, cum e a noastră din piatră, mai rar. Ca atare, este un lucru care face onoare orașului nostru și trebuie să facem tot ce este posibil ca în continuare să promovăm orașul cu această etichetă Suceava, orașul cetății de Scaun. Acest moment aniversar, să spunem la mulți ani orașului nostru și, așa cum am spus, să depășim această pandemie și să îl sărbătorim așa cum se cuvine. Una dintre cele mai iubite și cunoscute personalități în viață este Sofia Vicoveanca, distinsa doamnă a cântecului popular bucovinean. Fără doar și poate, este cel mai cunoscut brand al Sucevei. Timp de 63 de ani, a promovat ca nimeni altcineva Suceava în calitate de interpretă de muzică populară, actriță și poetă. În semn de apreciere pentru întreaga activitate, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a dat numele de Sofia Vicoveanca bulevardului de la ieșire din Suceava către Fălticeni. Da, îs cunoscută pentru că zic de mult, îs tare de mult. Eu bănuiesc că în toți acești ani, peste 60 de ani de activitate artistică la nivel profesionist,
Ați avut numeroase oferte de propuneri, de colaborare, să vă mutați în altă parte. Ce v-a ținut totuși aici, la Suceava, și nu ați plecat altundeva? Eu mă consider o norocoasă, poate zic prea mult, o binecuvântată, că iată, am 63 de ani de cântec, voi fi înainte, în toamnă, de când slujesc cântecul popular, și cred că 66 de ani de când locuiesc în Suceava. Deci faptul că trăiesc pe acest pământ aici, la Suceava, am cunoscut oameni, am cunoscut tradițiile care, iată, având această boală, cântecul, am încercat să scot la lumină tot ce s-a putut, ce nu s-a știut. Este un pământ dăruit de Dumnezeu, cu multă, multă istorie. Este un plai încărcat de istorie și sunt așa de fericită că mă simt bine. Sigur, de colaborat am colaborat cu foarte multe lume, n-am refuzat pe nimeni atunci când s-a putut, încercând să evit suprapunerile, dar de plecat am fost solicitată, dar nu mă pot despărți de Suceava, pentru că aici sunt și oamenii care sunt în acest pământ și pe care le duc dorul și lipsa. Aici mi-e locul, aici mi-e graiul, aici îmi sunt toate la îndemână. Mai multe despre istoria Sucevei aflați în ediția din această săptămână a emisiunii Oameni și Locuri, difuzată în premieră sâmbătă 12 februarie de la ora 19, apoi în reluare duminică 13 februarie de la ora 12 și luni 14 februarie de la ora 16:10. Se împlinesc 634 de ani, data de 10 februarie. Pe 10 februarie 1388 a avut loc prima atestare documentară pe vremea lui Petru Mușat, când practic s-a construit cetatea de scaun. Cetatea se confundă cu orașul, tot atunci este data de naștere a orașului. De aceea noi sărbătorim în fiecare an, data de 10 februarie, atestarea documentară a orașului și din 5 în 5 ani facem și evenimente aniversare de anvergură. Deci am făcut la 630 de ani, în 2018, anul când a fost și centenarul Unirii României cu Bucovina sau Bucovinii cu România. Și bineînțeles, dacă ne ajută Dumnezeu, și s-ar părea că avem o speranță să depășim această pandemie, anul viitor, în anul 2023, să împlinesc din nou o cifră rotundă, 635 de ani, să facem evenimente de anvergură.